Salutare lumești și bine v-am găsit la un nou episod din Plague. În acest episod, este... În acest episod, jucăm din nou cu neproavirus. Uh, cu acel virus care are abilitatea de a reanima oamenii, de a-i transforma în zombie și de a face o grămadă, o grămadă de chestiuțe. Uh, bun, este, acesta este un post comentarii, adică eu vorbesc pe videoclip deoarece... Am uh, vorbit destul de urât în videoclip, deoarece este am doua încercare, gândiți-vă că am stat câte gen 20 de minute la fiecare meci. mereu, mereu pierdeam și m-am învățat din greșeli. Acest uh, videoclip trebuia să fie mult mai lung, dar am, am preferat să mai pun câte așa câte niște pauze, deoarece wow, era destul de, destul de stresant. Uh, am învățat din greșeli, asta pot să zic sigur, 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 la acest uh, zi, să cum îi zice, mă? cum îi zice, mă, că mă apucă dracii acum la acest virus. Am învățat foarte foarte mult din greșelii. Uh, de ce am învățat din greșeli? Păi, am preferat să nu mai fac strategie, să nu mai uh, merg cu strategii pe care o aveam eu înainte, pe care o foloseam la celelalte virusuri. Mi-am dat seama că acesta este un virus diferit și trebuie tratat diferit. Așa că am preferat să-mi pun mai mult... Uh, să adaug mai multă atenție pe uh, zi, să zic, extindere, să mă extind cât mai mult, să mă să infectez cât mai mulți oameni. Deoarece mi-am dat seama că cât mă ascunde eu cu virusul ăsta, ăsta tot o să fie descoperit și nu o să-l pot să-l țin ascuns. Așa că am dat unde îmi dădea cel mai mult la uh, infectivitate. Date, dacă zic eu bine, nu știu dacă zic bine. Dar am dat cât de mult am putut eu, am dat acolo și am băgat am băgat puțin și la rezistență și și am băgat eu pe unde am putut eu, așa, dar am băgat foarte mult la infect, la infectivity, la adică la răspândire, să zicem noi așa. Am început din Arabia Saudită. bun pentru că mi-am dat seama, ce, dacă eu infectez cât mai mulți, adică până descoperă ei antidotul, până și infectez cât mai mulți. Dacă am infectat cât mai mulți și am ajuns la stadiu să pot reanima oamenii, să-i facă în zombie, m-am gândit, păi atunci cu acei zombi pot eu mă juca puțin cu țările. Am mai pus pauze și pentru că m-am sfătuit cu diferiți oameni. Bă, ce aș putea eu face? Ce m-am mai uitat pe niște forumuri? Cum gândește virusul? Cum nu știu ce? Uh, în acest virus, în acest scenariu de virus, uh, insulele sunt cele mai periculoase Dacă unii dintre voi vă jucați, vă spun, insulele sunt periculoase, rău de tot De ce sunt periculoase? Gândiți-vă în realitate În caz de o invazie zombi, în caz de zombie apar În caz de cineva a vrut să facă omul nemuritor și a, a avut loc diferite chestii și acum sunt zombi. Gândiți-vă cât de greu poate fi să apărați un teritoriu, cum e Ucraina, cum e, uh, nu știu, România are și ceva la apă, dar și România, România e foarte greu de apărat. Dar gândiți-vă cât de ușor este de apărat o insulă, cum ar fi Greenland, cum ar fi Iceland, cum ar fi Noua Zeelandă, cum ar fi Caraibele, cum ar fi Madagascar, cum ar fi etc. etc. De ce? Păi, e mult mai ușor să aperi o insulă, pentru că ești înconjurat de apă și până vin zombi prin apă, bla bla bla, decât să îi aperi pe pământ. Așa că am citit eu pe undeva pe acolo și mi-au mi zis, am, și m-au mai sfătuit, bai foarte mare grijă la insule, să infectezi insulele, că ori să te mănânce. Și a apărut Zicomu fix pe o insulă, o să vedeți în... în o, să, o, să, vedeți voi că zic cum o să apară pe o insulă, nu vă zic ce insulă, dar o să vedeți în clipele următoare că zic cum o să apară pe o insulă. Um, meciul ăsta a fost decisiv pentru că dacă nu câștigam nici meciul ăsta, cred că nu mai continuam seria, dar nu știu. Um, am. M-am băgat foarte mult și pe simptome. M-am băgat extrem de mult pe simptome, nu știu dacă acum, dar în clipele ce vor urma o să vedeți că m-am băgat foarte mult pe simptome. După cum vedeți, deja am început, uh, mi-am băgat foarte mult pe simptome. Am uh, așteptat puțin cu zombii, i-am uh, mutat dintr-o țară în alta și uh, ce am observat, dacă să zicem, uh, deci, imaginați-vă așa, este țara roșie și țara galbenă și între ele este țara verde. Uh, să zicem că tu ai zombi în țara roșie și vrei să infectezi zombi din țara galbenă. Nu poți, pentru că între acea distanță este țara verde, și ca și în realitate zombii n-ar trece pur și pe lângă țara verde ca să ajungă în țara galbenă, ar, ar rămâne oarecum în țara verde, așa că am chinuit eu. Uh, să-i mut zombii dintr-o țară, să-i mut... În altă țară și din acea țară să-i mut în țara pe care vreau eu să o infectez. Uh, o să vedeți că așa m-am chinuit eu puțin cu caraibele. <gură> uh, care a fost faza cu caraibele? Eu la un moment dat infectasem tot, tot, tot uh, și eram bucuros. Deodată m-am trezit cu caraibele că bă nu infectat. Vai, ce mă fac eu? Uh, ok, uh, să facem o mică paranteză după cum vedeți zic cum a apărut în noua Zeelandă. Uh, dar nu i-am acordat mare, mare importanță. Am mai trimis câteva raiduri de zombi, dar nu i-am acordat așa mare importanță. M-am gândit, băi, să, să infectez celelalte teritorii, pentru că distrug eu Noua Zeelandă, dar zic cum poate să zboare în alte țări, știți? Uh, și m-am închinuit, închidem parantez, m-am închinuit eu puțin cu Caraibele. Care a fost faza cu Caraibele? M-am uh, trezit că el nu este infectat și ce puteam eu să fac? Zombii nu mai aveam în țările din apropierea lui, așa că trebuie trebuit eu să trimit țări din Canada și din alte țări, să trimit în UK, nu, în Iceland, pardon, din UK în Iceland, din Canada în Iceland și din alte țări în Iceland și din Iceland să trimit direct în, să trimit raiduri de zombie, să trimit hoarde de zombie în, în, în Caraibe. Um... Nu m-am așteptat să meargă această strategie, sincer să fiu, adică să îi bag eu frumos pe transmitere și să, să meargă atât de bine. Chiar nu m-așteptam, dar aparent a mers, aparent a mers, deoarece o, habar n-am, nu știu, am trecut ca prin... Uh, Ha, nu, nu știu cum să vă zic, nici, nici nu știu cum să vă zic, dar uh, a mers și m-am trezit că, bă, s-ar putea să câștig și eram ceva gen dai save, dai save la fiecare pas, că te omor dacă nu dai save. Am dat o grămadă de save uh, bun, în Rusia am avut noroc că a avut loc o explozie sau nu și a avut loc și s-au infectat foarte, foarte rapid. Uh, după cum vedeți, eu acum mut zombii dintr-o țară în alta ca să pot să infectezi, să, să atac zicomul de acolo. Uh, după cum vedeți, am mutat și din Madagascar, am mutat și din uh, alte insule și chestii de astea, am mutat în... În zi zic, în uh, Australia și din Australia am dat direct în Noua Zeelandă, deoarece a fost cea mai apropiată țară. Uh, Acum, după cum vedeți, mă jucam eu și nu, mă, mă chinuiam, mă, bă, de ce nu vrea, mă, hoardele astea de zombi să se ducă dintr-o țară în țara care vreau eu și după aia mi-am dat seama că trebuie o țară cât mai apropiată, adică trebuie să ai direct acces la ea, înțelegeți? Să-ți alegi o anumită distanță, adică o anumită direcție. După cum vedeți, am mai mutat eu din Mexic, dacă nu mă știu sau de unde am mutat eu, nu din Mexic, Mexic? Nu mai știu dacă din Mexic. Am, am trimis hoarde de zombi în Greenland. Și -i ciudat că e Greenland, v-am zis ăsta să e Greenland, dar e, nu mai zăpadă pe acolo. E, e ciudat rău de tot. Um, ce am mai făcut? Aici e alt stagiu în care am infectat și greenland și tot, 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 și Canada. Asta uh, ăsta e un stagiu foarte, foarte bun. Uh, după cum vedeți, vreau, uitați câtă severitate de chestia la care, pe care am apăsat eu în acest moment. Acum, cei care unii dintre voi mă întrebați, băi, dar de ce n-ai făcut tu live comentarii, de ce, ce n-ai filmat și... N-aveți idee câte cuvinte urâte s-au spus în acel videoclip, așa că am preferat, hei, mai bine lasă-l așa, comentăm după. Uh, bun, v-aș ruga pe fiecare în parte să apăsați butonul de like, deoarece uh, m-am chinuit, m-am stresat foarte mult și sper, sper să, să apăsați butonul de like, totuși sper să apăsați butonul de like. Să susțin această serie, pentru că dacă nu este susținută, eu nu mai am, nu știu, ce scrie acum, acolo că nu prea văd eu bine, ceva cu Zicomul. Uh, cred că Zicomu a fost distrus, dacă nu mă înșel, pentru că văd că crește destul de rapid. Um, bun, oricum m-am bucurat extrem, extrem de mult când am câștigat. Uh, a fost a fost o luptă grea, să zicem așa, a fost o luptă grea și jocul acesta este interesant, adică nu o fi el shooter sau first person, sau... dar e de strategie și asta e de apreciat. După cum vedeți acum trimitem hoarde de zombie prin apă. Uh, se mișcă atât de rapid de oarece am băgat eu niște abilități la zombie să se poată mișca mult, mult mai rapid prin apă. Uh, uitați că am ajuns. Mă bucur că n-a apărut și un Zicom în Caraibe, asta mă bucur și Caraibele a rămas oarecum neatins, deci a rămas oarecum, uh, n-a avea treabă cu restul lumei, adică nici nu veneau zombi, nici nu s-au infectat, dar nici n-a apărut forțe de armată el, știți? Și așa cum a apărut niște zombi, acolo, am putut să-i uh, uh, doborăm ușor, chiar am putut să-i doborăm ușor și a fost uh, destul de ok. Uitați că mai trimit acum un raid, dacă nu mă înșel tot așa din uh, UK. Uh, da, ce să vă mai zic eu vouă, a fost un meci greu, dar uh, a meritat. Sper că să, că să apăsați butonul de like și sper să ajungem la acest episod la 80 de like-uri. M-ar ajuta foarte, foarte mult. Eu am fost name. Uh, stați, nici nu o să închid până nu să vedeți și voi victoria acolo, pentru că vreau să văd din nou victoria acolo. E yeah. E, wow, uh, și ce naiba se aude pe afară, niciodată, hmm, uh, bun, nu știu ce s-a întâmplat acum, nici nu mai pasă, deci, vai, dar nici nu vreau să mă gândesc ce or să fie, ce, Victorii, vedeți, ce o să fie la virusurile următoare, uh, am eritat. lume, eu am fost mănăim, sper Sper că v-a plăcut acest episod și dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like. Ia, să din nou. Bye, bye!